Să punem la vot punctul numărul 1, proiect de hotărâre care a bugetul. Cine este de acord? Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cine se abține? 1, 2, 3, 5, 6. Cine împotrivă? Nu. Totul s-a acceptat. Deci la punctul numărul 2. Dacă dați voi, stimați colegi, eu aș vrea să... Deci hotărârea asta n-a trecut, rectificarea de buget n-a trecut și aș vrea să vă mulțumesc în numele părinților și copiilor care trebuiau să vină la creșa asta nouă, pentru că am prins niște bani pentru creșa asta, este singura creșă din oraș și probabil că o să mai stea încă un an, în ploaie, în mizeria care este acum. Vă mulțumesc frumos în numele părinților și copiilor care au nevoie de această sală nouă. Nu vă agați sub toate astea, sub preșul ăsta altceva. Nu știu dacă e vorba de preș sau de altceva, vorbim de niște copii care stau acolo și... Mergeți să vedeți cum ce condiții. Ați dat un vot politic și este rău că ați făcut acest lucru. Apropo, ce să zic? V-ați spus că este vot politic? Eu v-am spus, vă mulțumesc în numele părinților și copilor care v-au spus. Că nu ești de acord. Este, este singura creșă din oraș. Punctul 2. Bă, pentru creșă, ți-a bani. Cam să scrie. Îți faci o rectificare de buget, că nu poți să faci. Era prins aici. Am seria, transfer. V-ați canalizat asupra salariilor și ați bătut asupra salariilor când de fapt și de drept erau mai multe probleme acolo. Și atunci le băgăm toate la un loc și dumneavoastră, dacă prindeți un punct unde aveți de spus ceva, batem acolo, nu și-am terminat. Problema cu putea face un felul următor. Poate hotărârea asta o adoptat cu punctul 2. Asta e neajuns, asta e neajuns, asta e mai multe voturi decât dumneavoastră. Nu trebuie cum ai aveți politic să te afișezi aici, dar nu vii împotriva. Gata, domnul, punctul 2, ce mai e?